Sunteți sau nu pregătite? Nu știu dacă sunt pregătite, să știi. Nu? Ar trebui să cred că... Unde ești? Te aud, dar nu te văd, gata! Eu am vrut să te scot în parc. Mă vezi? Da. Acum mă vezi? Da! Perfect. Îți spuneam că eu am vrut să te scot în parc încă de la prima ora dimineții, dar tu nu ai vrut să vii cu mine. E mult prea dimineața ora aia la care te duci în parc. Așa că... Perfect, pentru că îți propun atunci ca weekendul ăsta să nu te mai duci la pește și să mergem la un garden party sau la un rooftop party. Dar pentru asta vreau să te îmbraci frumos. Așa că o avem alături pe Adina Buzatu, pe care am scos-o la picnic în parc. Bună, Florina, ai spus de soare, să știi că nu e atâta soare cât îți doreai tu să fie, dar e cald și bine. Uite, mi-am pus jacheta. Vorbim de haine pentru picnic, pentru mare, pentru soare sau pentru o petrecere în grădină. Nu uitați să vă luați întotdeauna un sacou la voi sau o jachetă, pentru că dacă la începutul petrecerii vremea este frumoasă, se poate schimba și atunci riști să-ți fie foarte frig. Cum ne îmbrăcăm în parc, Adina? Adică, uite, acum, totuși e o mini-vacanță, e ceva mai festiv, venim în blugi, în sneakers. Putem purta jeans întotdeauna, dar sunt plictisitori. Sunt o comun și sunt o uniformă. Uite, mi-am pus eu o pereche de pantaloni comori, sunt din mătase naturală, pot să fac și șpagatul în ei, pot să fac șpagatul în general, deci și cu ei, o pereche de sneakers în picioare, un tricou de bumbac și o jachetă de piele. Pentru băieți, în schimb, pot purta o cămașă cu mânești suflecate sau tricou. În jos vă recomand să purtați pantalon chino sau aceea din bumbac, florin, despre care vorbim deseori. Și evitați jeans și totuși, pot fi bermude, de ce nu? Puteți purta un sacou lejer, un sacou purtat cu tricou, cu mânecile ridicate ușor, așa relaxat. Doamne, vin în parc, nu merg la marea petrecere. Dar hai să vedem, de data asta băieții sunt îmbrăcați pentru garden party. Eu așa i-am pregătit și următoarea ținută va fi pentru picnic. Deci super. Am luat-o puțin invers, a venit soarele. Hai să vedem și băieții. O să te rog să-mi spui și care ținută s-ar potrivi pentru Florin, pentru că poate scoatem și pe el la un garden. Pentru Florin să știi că s-ar potrivi toate ținutele. Deseori mă gândesc la el când fac ținutele pentru emisiunea voastră, pentru că până la urmă el e talonul prietenii de la ora 11. Lăsând gluma la o parte, sunt genul de ținute versatile. Știu că cei robuști, cu siluetă robustă, vor spune, Doamne, mie nu mi se potrivește numai băieților ăștia, ăstora slabi și frumoși. Este și nu este adevărat. Să știți că aceste haine vi se potrivesc tuturor. Sigur că e vorba de o altă măsură, sigur că e vorba de faptul că poate un domn foarte corpulent nu va purta atât de scurți pantalonii, ci ușor mai lungi. Sigur că poate nu va purta pantaloni albi dacă are picioarele foarte groase, în schimb dacă are corpul mare și picioarele subțiri, ceea ce mulți bărbați au, atunci va purta pantalonul alb și ceva închis în sus ca să putem să creăm o proporție frumoasă. Avem aici o variantă de bej și cărămiziu, este o variantă foarte ușoară, relaxată și foarte simplu de asortat. Poți pune aici cămașă, cum am pus noi, tenisii sunt tot bej în culoarea pantalonului, dar putea fi și un tricou de desubt. Foarte important, nu vă sfiți să purtați tenisi. Chiar când e vorba, uite, de un garden party, tenisi, sneakers și aceia comozi arată bine și la costum, arată bine și la sacou cu pantalon. Uite, avem aici o ținută, un sacou din bumbac extrem de subțire și lejer, este o creație a unui brand franțuzesc. Pantalonii sunt slim fit, dar vă repet, pentru măsurile mari sunt mai mari și nu trebuie să fie mulați pe picior, nu trebuie să fie skinny. Nu se poartă skinny nici la slab, nici la cei mai rotunjori. Avem aici o variantă de cămașă cu jeans, pentru că știu că mulți dintre bărbații români poartă jeans, sunt și jeans și confortabil, mai ales dacă știi să alegi o țesătură bună, ușor elastică, subțire, pentru că e sezonul cald, sneakers și albi. Nu vă fie frică de alb, din nou, uite, mă uitam la tine că porți pantaloni albi și îmi plac foarte mult. Domnilor, doamnelor, sneakers și albi, pantaloni albi, sigur se murdăresc, îi spălăm și luăm din nou, nu-i nicio dramă.
spune-mi, te rog, dacă la domnul e mai ușor, adaptează repede ținuta de zi către una de seară cu o pereche de tocuri. Dar la bărbați se poate lucrul ăsta? Adică dacă merg în parc și la masă, dar mai apoi rămân în oraș direct la un garden party... Vedeți chiar acum, doar că noi am luat-o invers. Aveam pantalonul, aveam tenis în picioare, am schimbat cămașa cu un tricou și am pus un pulover lejer pe spate pentru cazul când se face ușor răcoare. Ei bine, dacă porneam de la această ținută cu tricou, domnul respectiv trebuia să schimbe doar tricoul în cămașă și să-și ia un sacou. Întotdeauna vă recomand să vă țineți în mașină un sacou relaxat, comod, potrivit vremurilor, pentru că nu știi niciodată unde ajungi. Poate ieși în oraș, poate scoți o fată în oraș, poate te duci la o petrecere sau, de ce nu, acum sunt toate terasele astea și cluburile în aer liber, e foarte frumos să te duci, numai că un sacou te ajută să nu-ți fie rece nici chiar în toiul nopții. Ce culori se mai poartă anul acesta? Și spune-mi, te rog, sunt curioasă dacă mai putem împrumuta ceva și din garderoba anului trecut. Fără discuție, vă recomand să împrumutați tot timpul piese din garderobă. Uite, mă uit la această ținută, pantalonii bordo s-au purtat și anul trecut, tricoul alb este evergreen, îl porți întotdeauna, bretelele din 1820 încoace se tot poartă. Era vorba acolo de o pereche de bretele în ediție limitată. Deci, da, piesele le păstrezi, de aceea e foarte important să-ți iei piese de calitate pe care le poți purta mult timp după aceea. Este important, spre exemplu, să îți cumperi una, două piese în culorile sezonului, astfel încât să refrișezi garderoba. Și vorbim de vernil, de galben, de pasteluri, de culorile vesele. În schimb, ții în garderoba în continuare bleu marin, albul, care se poartă mult. Pantalonii sunt din ce în ce mai colorați, din ce în ce mai colorați, iar imprimeurile florale se poartă acum, dar mult mai mici. Animal printul e la modă și, de ce nu, și imprimeurile geometrice. Pe final, te rog să-mi spui cum îi scăpăm pe bărbați de negru. Toți bărbații zic că dacă merg la o petrecere seara și se îmbracă în negru, nu dau greș. Eu nu mai pot să-i văd pe bărbații. Să știi că aș vrea să te întreb eu asta, pentru că sunt ani de zile de când lupt. Așa este, ai punctat extraordinar. Domnilor, negru nu înseamnă cool, negru nu înseamnă frumos, negru înseamnă pur și simplu negru. Nu e nici urât, dar evitați-l când vreți să arătați bine, să ieșiți în evidență. Pe final, noi rămânem în parcul Herăstrău pentru că ne dorim să vedem și alte ținute. Nu putem să îi lăsăm pe băieți să plece așa ușor. Eu mi-am rămas la... Vreau doar să vă spun că ne vedem pe 5 mai la Craiova, pentru că am mulți prieteni din Craiova și pe Facebook și pe Instagram mă caută. Pe 5 mai ne vedem la Craiova, la un eveniment organizat de Royal Model Agency și este un eveniment de frumusețe, dar și o prezentare de modă la Electroputere Mall, orele 18:30, sper că am spus bine, 5 mai. Până atunci rămânem să ne distrăm de 1 mai, ajungi la mare, am înțeles. Normal, e obligatoriu. Perfect, ne luăm la revedere, rămânem aici la picnic. Florin, ai văzut, te poți pregăti ușor pentru garden party. Eu te mai invit odată după emisiune, dacă vrei să vii. Dacă nu, distracție plăcută la pește de 1 mai. Mulțumim frumos, mulțumim Adina Buzatu. Și se pare că te-a invitat așa, apăsat. Cine m-a invitat apăsat? Luxandra. Nu știe că muncesc. De aseară te tot invită. 12.